La doar 17 ani, Ana Bodea a devenit o balerină apreciată și cunoscută la nivel internațional. A plecat din România la Moscova la doar 15 ani, acolo unde avea să învețe să simtă baletul așa cum numai balerinii ruși o pot face, până aproape de perfecțiune. E convinsă că artist e doar cel care reușește să transmită emoție. Cum reușește Ana Bodea să trăiască în vârful degetelor într-o lume în care nu ai voie să greșești, ne povestește chiar ea. Se poate spune că dansul este un talent născut. Care este povestea ta până a urcat pe scena Teatrului Bolșoi? Am început baletul când aveam doar 3 ani. Mi-a plăcut foarte mult din primul moment în care am intrat într-o sală de balet. Când am început baletul în țară, totul mi se părea bine și frumos, însă pe parcurs mi-am dat seama că nu sunt destule condiții, nu sunt destule săli de balet. Când ai încălțat poantele pentru prima dată și când ai conștientizat că nu le vei mai da jos? Prima dată, cred, la 9 ani și la 12 ani știam deja că nu vreau să le mai dau jos. Când eram mică, făceam și not de performanță și la 12 ani a trebuit să aleg între balet și not și am ales baletul. Cum a fost adaptarea la Moscova? La început a fost mai ușor, pentru că încă nu realizasem ce se întâmplă și unde am ajuns, dar a început după aceea să fie greu, să fie foarte greu. Mi-era dor de casă, de familie, de prieteni și mi-era greu să vorbesc pentru că nu știam niciun cuvânt în limba rusă. Toți colegii tăi vorbeau cu tine în limba rusă tocmai pentru a te stimula să înveți cât mai repede. Da. Cine te-a ajutat în toată acea perioadă? Mama m-a ajutat cel mai mult și tatăl meu. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de când locuiești la Moscova? Am învățat că dacă ești pasionat și iubești ceea ce faci, nu trebuie să muncești nicio zi din viața ta. Baletul nu înseamnă doar grație, talent, înseamnă și foarte multă muncă, disciplină, renunțare. Care sunt sacrificiile balerinelor care rămân ascunse de ochii publicului? De când am fost mică, n-am putut să mă joc cu colegii, să ies în parc sau la film, pentru că aveam mereu repetiții. N-am putut să am atât de mulți prieteni. Apoi au urmat alte sacrificii, de la dietă și de la mult exercițiu fizic. Cariera unei balerine este relativ scurtă, deși foarte intensă. Crezi că este mai mult artă sau profesie? Eu cred că este și artă și profesie. Arta constă în scenă, în costume, în faptul că în balet se folosește foarte mult și teatrul. Și profesia constă în faptul că în fiecare zi mergi de dimineață la repetiții și stai până târziu seara. La ce vis ai renunțat în favoarea baletului? N-am renunțat la niciun vis, pentru că baletul este visul meu. Și dacă ar trebui să renunți în viitor, de ce te-ai apuca? De actorie. Îmi place foarte mult actoria și oricum vreau să merg la o facultate de teatru. Ce te-a impresionat cel mai mult la Moscova? Faptul că ei tratează arta foarte bine, la ei cultura este cea mai importantă. M-au impresionat și profesorii pentru că sunt foarte drastici, dar totodată m-au învățat foarte multe lucruri și am progresat foarte mult. Cum te-au primit colegii? Rușii sunt foarte reci, dar copiii sunt mereu mai primitori și mai calzi și mai drăguți. Chiar dacă în balet este multă concurență, mi-am făcut prieteni de la început, din prima săptămână. În balet, corpul este instrumentul de muncă. Ce crezi tu că îi mai trebuie unui dansator bun pentru a fi un artist complet? Pasiune, în primul rând, ambiție și prezență scenică, expresivitate. Care este liantul între tine și public? Depinde de balet.
în fiecare rol trebuie să transmiți ceva diferit, trebuie să știi să-ți schimbi sentimentele foarte rapid. De exemplu, în Giselle trebuie să transmiți o anumită emoție, în Don Quixote cu totul altă emoție. Publicul vrea să vadă foarte multă actorie, foarte multă prezență scenică. Dar mai presus de toate astea, ce crezi că îi trebuie publicului? Mai presus de o tehnică perfectă, dacă se poate spune așa. Cred că publicul trebuie să simte emoția transmisă de noi, dansatorii. În balet îți trebuie, ai nevoie de o pasiune, de ambiție. Nu poți practica baletul fără aceste lucruri, pentru că este o artă foarte dură. Și dacă nu o iubești și nu-ți place, e un chin. Baletul modelează nu doar suflete de dansatori. Crezi că este mai restrictiv pentru că nu-ți oferă aceeași libertate ca dansul contemporan? Baletul este mai restrictiv și țin minte că o profesoară îmi spunea că orice balerin ar putea dansa dans contemporan, dar nu orice dansator de dans contemporan ar putea dansa balet. Baletul are o tehnică foarte dificilă. În dansul contemporan este mai multă libertate. Cum este publicul de aici în comparație cu cel de acolo? Publicul de acolo, și nu doar din Rusia, ci din toată Europa, este mai călduros, mai cunoscător, mult mai cunoscător decât publicul nostru. Și sunt mai mulți oameni care își doresc să privească un balet, să meargă la operă, la concerte de muzică clasică în străinătate decât sunt la noi. Care sunt cele mai frumoase momente pe care le-ai trăit acolo, până în momentul ăsta? Țin minte, am dansat cu Svetlana Zaharova, care este cea mai mare balerină de la ei. Și m-a impresionat foarte mult felul în care ea se comportă, felul în care ne-a ajutat și cum vorbea cu noi. Atunci când dansezi, trebuie să simți că faci parte din atmosfera creată. Cum te transpui în acea lume? Citesc foarte mult despre personajul meu și mă desprind de tot ce e în jurul meu și intru în personaj fără să mă mai gândesc că eu sunt Ana. Mă gândesc că eu sunt Chitri sau Giselle sau Odette, Odile, depinde. Iar acum ce-ți dorești? Să progresez cât mai mult și să devin o balerină foarte bună. Unde? La Covent Garden mi-ar plăcea cel mai mult, la Royal Ballet. Ai un model în lumea asta? Alina Cojocaru a dansat la rândul ei la Royal Ballet, la Covent Garden, și îmi doresc din tot sufletul să ajung la fel de bună ca ea. Te-ai gândit vreodată să renunți? Ai avut momente când ai simțit că nu mai poți? Acum jumătate de an am avut o operație la gleznă și credeam că nu o să mai pot face balet niciodată. Și după această operație am simțit că sunt mai bună decât la început, mai puternică și tehnic mai bine pregătită. Când nu ești la balet, cum îți petreci timpul? Încerc să mă relaxez, uneori chiar merg la fizioterapie sau masaj pentru că obosesc foarte rău. Alteori ies cu prietenele, mergem la un film sau ne plimbăm. Când spui fericire, la ce te gândești? La momentul în care tot publicul aplaudă și la momentul în care mă privesc sute de oameni pe scenă. Ce crezi că îți răpește baletul și toată această pasiune? Îmi răpește familia și prietenii. Părinții mei m-au ajutat să ajung în multe locuri, m-au susținut și pe plan financiar. Așa am putut ajunge la Moscova. Câteodată cred că le este greu, dar nu-mi spun ca să nu mă întristeze, probabil. Le sunt recunoscătoare familiei și prietenilor că
care m-au susținut și au fost aproape de mine în cele mai grele momente. Îi mulțumesc fratelui meu pentru că este cea mai bună persoană de pe planetă. Prietenii mei sunt aproape de mine, chiar și când sunt la mii de kilometri depărtare. Dacă aș putea să-i pun în bagaj și să-i iau cu mine, ar fi superb. Dar acasă ce înseamnă? Părinții, familia, prietenii. Deci acasă nu este casa mea, adresa mea. Acasă sunt toți oamenii care sunt alături de mine și mă susțin.